prietena mea, doamna Irina Margareta Nistor este alături de noi. Bună, bună. Păi să știi că deja există un film, filmul cu Jane Fonda, se chema Și cai se împușcă, nu-i așa, unde tot așa trebuiau să danseze, era o perioadă de criză economică și trebuiau să danseze la nesfârșit ca să câștige un premiu. Și era unul dintre cele mai interesante pelicule pe subiectul ăsta, așa încât s-au gândit deja. S-au gândit. Știi că ăștia cu filmele întotdeauna să gândesc așa. Mai poți să mai faci ceva acum ce nu s-a făcut? Nu, dar important e să-l faci inteligent, să-l faci altfel și eventual să-l și aplici pentru perioada în care ne aflăm. Vezi că ai și ciocolățică, pentru că am venit de la Carlo Vivari. Oh! De fapt, cred că asta e chiar de la Maria Schelasne, adică de la Marienbad, și că a fost un film ca schema anul trecut la Marienbad, al lui Alain René. Pentru ce că am fost acolo la Carlo Vivari la festival și a luat un film bulgăresc care se cheamă Lecțiile Blagăi, pentru că Blaga la ei e nume mic, deci nu e nume de familie, e nume de fată. E o doamnă, o profesoară de bulgară, care este escrocată. Ce m-a întristat pe mine, a luat o grămadă de premii filmul deci ăsta. Deci de căutat filmul ăsta, Lecțiile da, Blagăi. Da. Păi da, ca să nu vă lăsați voi mai puțin, da, cei mai seniori, mai ușor de escrocat, dar ceea ce m-a supărat destul de tare este că toată filiera era cu bulgari, dar cu sediu România. Deci telefoanele veneau de România. Deci așa ca de obicei prietenia dintre noi și Schengen, nu știm, cunoaștem. Irina, dintre recomandările pe care ni le-ai adus astăzi, aș vrea să mergem întâi la Misiune Imposibilă. Îți dai seama. Pentru că tot vorbeam mai devreme despre cum exact ai putea să faci ceva ce s-a mai făcut, dar altfel. Eu am ajuns la numărul 7 acum, sau a ajuns la câtele Misiunea Imposibilă? Misiunea Imposibilă, în primul rând, că a fost primul film pe care vreodată l-a și produs Tom Cruise și asta a fost o chestie foarte frumoasă. În al doilea rând, că de data asta are mai multe personaje feminine. Și o parte dintre ele sunt chiar actrițe de teatru și asta mi-a amintit că în varianta din 96 a jucat și Pino Caramitru, deci tot actor de teatru, și Marcel Iureș, deci doi actori de teatru, deci asta era ideea de continuitate dintr-o parte într-alta. Sigur că acum toate cascadoriile sunt mai spectaculoase ca niciodată, și le face singur, deja a ajuns un loc comun, toată lumea vorbește doar de motocicleta asta, aș vrea să nu încercați însă, că știu, avem și noi motocicleta. Da. De pe stânca, da, am văzut cum s-a făcut. Da, ai văzut cum s-a făcut, dar mai ales asta spuneau, am văzut pe un post englezesc la un moment dat, cât de mult a lucrat la fie, adică el nu e un inconștient, adică nu le face așa, domne, scap bine, nu iarăși bine. E foarte atent și foarte minuțios în tot ceea ce face și să știi că dincolo de toată cascadoria asta despre care toată lumea numai despre asta vorbește, crede-mă că una dintre cele mai interesante e aia din tren, că e un tren, e din nou un Orient Express, da, care arată foarte bine, sigur că dacă am văzut cândva Doamna Dispărută a lui Hitchcock, ne dăm seama că un pic e ciupit de acolo, dar în sfârșit suntem băieți cum să cade și majoritatea nu l-ați văzut, o să-l vedeți de acum înainte, dar văd că e foarte la modă trenul în momentul ăsta, pentru că știi că și în Indiana Jones e o fugăreală tot așa, pe tren, pe lângă tren, pe aici sigur că este și mai spectaculos și tot așa călătorii pe peste tot, inclusiv foarte mult în Italia și mai ales la Roma, unde știi că e mașinuța aia de care toată lumea a râs, Fiat-ul ăla Caragios, dar bineînțeles și cu o aluzie mică și la vacanțe la Roma, nimic nu le lipsește, dar pe una dintre fete, dintre personaje are exact numele lui Ingrid Bergman din Casa Blanca, așa că le-a pus cap la cap. Parcă acolo a făcut perfect un puzzle așa, da, de, da, da, acțiune, da, dar și e formidabil, poveste. Am văzut aseară târziu, eram la Brașov după ce am ținut un masterclass de cinema pentru niște expați și era cât poate să nu mai găseam mașina, adică măi, am zis, bun, rămânem și dormim acolo, dar cum intru eu dimineața la voi aici? Și noroc cu niște girafe într-un mall, că așa poți să-ți mai găsești vreodată mașina ca să ajungi în parcare, deci nu știu dacă erau girafele ușoară. A doua recomandare, mie mi s-a părut că este un film care e un pic ciudățel, am încercat să-mi dau seama despre ce e vorba, am văzut doar trailerul, se numește Mie silă de mine, sunt foarte curios despre ce e vorba. Da, e un film norvegian pe care l-au prezentat inclusiv la TIFF și chiar e foarte bine făcut și mai ales apropo de faptul că ar fi bine să încercăm cât mai tare să ne ferim, să fim foarte orgolioși. Deci ideea în sine este un cuplu din care ea are impresia tot timpul că nu-i băgată în seamă, apropo de ce spuneați voi înainte, ce mesaje mai primirăm, nu mai primirăm, exact, așa? Și atunci ce se gândește? Chiar eventual să se îmbolnăvească ca lumea să o bage mai mult în seamă, adică să îi plângă de milă, numai că boala e foarte periculoasă. Nevoia și de care este una exacerbată. Și dar cred că e foarte bine făcut pentru că există oameni care chiar și în momentele cele mai groase zice, dar m-a întrebat cineva de mine? Adică îți dai seama cât de îngrozitor e, dar e foarte, foarte bine făcut și cred că tocmai e ideea să nu
ne dea prin cap așa ceva, că nu e de bine absolut deloc. Foarte amuzant, dar după aia lucrurile deraiază destul de tare și știi cum e, că nordicii gândesc puțin diferit față de noi, dar foarte inteligent pe de altă parte, știi? Adică un alt fel de... E mai rece la ei, acolo și umorul. E mai rece, sigur, da, normal. Al treilea film, a treia recomandare pe care ne-ai adus-o astăzi, se numește În bătaia focului. Exact, și e vorba de o vacanță, că de-aia m-am gândit. E un film nemțesc, al lui Petzold, care, sigur, filmul meu preferat al lui rămâne Barbara, care era o chestie care se întâmpla în RDG. Aici se duce în cu totul altă direcție, o vacanță mai bizară pe malul mării, cu unul care tot așa și ăla vrea să fie băgat în seamă, că el zice că e scriitor și nu merg cu voi, nu știu unde, că eu am de scris. De fapt, nu scrie, să știi că eu aștept scenariul ăla, să știți că face un film așa. Da. Așa și drept care, dar am zis că e foarte, și pe de altă parte mă uitam că sâmbătă este 14 iulie, ziua Franței, și mă uitam, băi, dar niciun film francez pe nicăieri, așa. Da, la Institutul Francez totuși se dau chiar două filme, se dă și Umbrele și Cherbourg și Domnul Charles din Rochefort, așa, și cu Catherine Deneuve, care Catherine Deneuve între timp face un rol extraordinar. Sper să-l cumpere cineva filmul ăsta, pentru că este despre Bernadette Chirac, așa, încât, uite, până la toamnă când ne întoarcem, că e o vară lungă, fierbinte, cu de toate. Săptămâna viitoare! Și cu filme bune, ce faci săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare, Timișoara, împreună cu Ada Lupă Housewater, John Malkovich. Sunt acolo. Ești acolo? Da, sunt acolo și chiar discutăm împreună. Te întâlnești cu el? Nu, chiar discuția cu sine, și între timp am fost și la filmări, să știi. Andrei Boncea mai întâlnit. Da, mai întâlnit. Chiar în marțea, când în teoretic ar trebui să fiu la voi. Așa încât asta e, și după aia Feldioara, Peștișani, cu prietenul vostru, așa, sigur, neapărat serile filmului românesc la Iași, și după aia și un pic de Râșnov, așa, și după aia ne revedem. Abia așteptăm să revii la noi, Da, Irina. Da, mergeți să vedeți filmele. E minunat și e răcoare, e bine, e frumos. Înăuntru, da, în sală. E o călătorie fără prea mulți bani, știi? Mulțumim frumos și te mai așteptăm.